Să dimineață. Să poți să fii din acela care poți să fii fericit în această dimineață. Și cu păcatul acoperit, mare har din partea lui Dumnezeu, gloria să-L împodobească. Știți, Dumnezeu iubește familia. Are un loc special Dumnezeu acolo, în inima Lui pentru familie. Și noi, părinții, ne trudim câteodată să facem voia lui Dumnezeu și să ne dorim ca copiii noștri să fie bine. O familie avea un singur băiețel, un singur băiat. Și a dorit să ajungă și el ceva, să cunoască pe Dumnezeu mai mult și să fie mai bine pentru viața aceasta. A ajuns la vârsta de 18 ani și a vrut să studieze mai departe de casa lor, din orașul lor. Și tata și mama se străduiau pentru că erau niște oameni simpli. Să străduia să plătească școala băiatului departe de ei. Băiatul a ajuns în acel ținut, în acel oraș, a început școala, dar a început să-i placă și prietenia cu oameni. Și banii care tatăl și mama îi trimitea, prin sudoarea frunții și cu greutate, acest tânăr a început să-i risipească. A ajuns la urechile tatălui că copilașul acesta, tânărul acesta, tot ce trimite tatăl și mama, îi risipește. De când o viață destrăbălată, așa cum făcea și fiul rătăcitor. S-a mâhnit tatăl foarte tare. Și a scris o scrisoare și a spus: tată, noi ne străduim, eu și mama ta, să putem să-ți pregătim banii aceștia. Și tu n-ai avut nici respect, nici dragoste față de noi. Ai risipit banii aceștia fără să te gândești, tată. La care tatăl a luat o hotărâre și a spus: să știi că eu nu am să-ți mai trimit niciun ban. Să te descurci singur. Și chiar nu mai vreau să vorbesc cu tine. Mama a auzit lucrul acesta și nu i-a venit bine în inimă. Ea a încercat să comunice mai departe cu el prin scrisori. A trecut o vreme și mama s-a îmbolnăvit tare. A trebuit să vină medicul și medicul l-a chemat pe soțul afară și a spus: soția dumneavoastră este grav bolnavă. Încercați să faceți dorințele, să îi împliniți care mai puteți. S-a dus soțul la ea, a mângâiat-o pe frunte și a spus: ce faci? Dă-mi în cap acolo bine. Auzi, ai vreo dorință? Pentru că vreau să-ți o împlinesc. S-a uitat în ochii lui, lacrimi, și a zis: da. Aș vrea să-mi chem copilul, băiatul. Și a trimis repede o telegramă, spunându-i adevărul copilului său. Imediat copilul, când a auzit că mama lui trage să moară, a lăsat totul și a plecat. A venit în cămăruța unde era mama lui întins. Și când a văzut-o în starea care era, a căzut în genunchi și a început să plângă. Mama îl mângâia pe crește, pe cap. Dar cu ultimele ei puteri s-a ridicat, înșezut, a luat mâna tatălui și a luat și mâna fiului și a pus mâna fiului în mâna tatălui și și-a dat Duhul, a murit. Astfel au rămas împăcați fiul cu tatăl, pe trupul neînsuflețit al mamei. Au rămas mult timp, au plâns unul, au plâns și celălalt. Și au rămas uniți, poate până în ziua de astăzi. Au avut putere mama să facă lucrul acesta.
Domnul Iisus Hristos a coborât din înălțimea sa. Ca astăzi să ne împace cu Tatăl. Dacă astăzi mai este ceva acolo în inima ta, ai posibilitate să faci această rugăciune. Mai înainte de întinde mâna, roagă-te Domnului. Mărească-i să numele în veci de veci. Nu se rezolvă printr-o mână întinsă și printr-o căință și printr-o pocăință. Spunând, îmi pare rău, Doamne, că te-am întristat. Îmi pare rău că am făcut lucrul acela. Astăzi sunt aici să-mi cer iertare, Doamne. Și apoi, du-te și întinde mâna. Sau îmbrățișează-l, sau îmbrățișează. Și numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, ferește, Doamne, că Duhul Sfânt, lasă gândirea peste el, Doamne. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele. Pe cui? La cine să vii? La cine să venim, frații mei, când oamenii nu știe încotro să ducă? Se duc în diferite locuri. Se duc la oameni și la icoane și la felurite statuete în care chiar sunt purtate de oameni. Și oamenii până la urmă obosiți să mai cară acest idol în spatele lor. Și Dumnezeu spune, vreau să te port în brațele mele. Te-am purtat până acum și încă vreau să te mai port. Înțelegi, omule, care ești aici, că Dumnezeu este Cel ce ne poartă fiecare de grijă. Haideți să ne bucurăm în această zi. Să venim într-o stare smerită înaintea Lui și să spui, îmi cer iertare, Doamne, pentru tot ce te-am întristat. Îmi pare rău că te-am întristat, Doamne. Poate din cauza întristării acestea sau din lucrul care l-am făcut, nu mai pot să mă bucur. Dar vreau ca bucuria ta să vină în această zi peste mine. Vreau să mă bucur de copiii mei și de toți cei dragi ai mei, chiar în biserica aceasta, cu frații și cu surorile care au ales să mă bucur în această zi. Nu mai pot. Ai vrea să faci această rugăciune împreună cu mine? Hai să ne ridicăm. Și dacă poți să o faci, tu cunoști. Dacă poți să o faci pe genui, fă-o. Dacă poți să rămâi în picioare, fă-o. Dar fă-o și spune, nu mai pot, Doamne. Nu mai pot, așa spunea și omul lui Dumnezeu. Câtă vreme am tăcut. Aleluia. Mai poți? Nu te dor oasele, nu te doare inima, nu te doare capul. Gloria. Nu înțelegi că fără iertarea lui Dumnezeu noi nu putem propăși și nu putem merge mai departe. Haide în această zi cu smerenie să-i spunem, iartă-mă, te rog. Aleluia. Și spală-mă în sângele tău și Dumnezeu să fie lăudat în veci. Intră în rugăciune.